Incendiu în apropiere de Universitatea din Bălți. Un apartament a luat foc, iar o odaie a ars în întregime până la sosirea pompierilor, care au fost alertați de trecători. O vecină a fost internată la spital după ce s-a intoxicat cu fumul, care a ajuns până la etajele superioare. Foarte multă dimă, vse tămne, în dimă, evacuirovali людей из подъезда, детей, пожилых людей. Она соседка с третьего этажа, пожилого возраста. Она сама не могла спуститься. Спасатели пока ее эвакуировали, она надышалась дыма, и вследствие чего пришлось вызвать скорую помощь. Я там оказываю внизу буканит, пожарнику буканит, лучше спустишься фарика и пожар. Не дал дром пискаря фар, и пожарный с ним. Dar pur și simplu coridorul era plin cu scara plină cu fum, nu se vedea pe unde merge. Pe chipuit, mai scurt, ne-a ajutat, ne-a dat tăzi jos și gata. Proprietarul apartamentului spune că în momentul izbucnirii incendiului nimeni nu era acasă. Cred că zâmcanea. Zăgărealăs membrii, pășol pojară tătăva, at răzietchi căcoite. Zăgărealăs ce? Nu, частично. Но чистить надо будет все, всю квартиру. În prima jumătate a anului curent, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 1300 de incendii, soldate cu decesul a 80 de persoane.